mare rușine politică s-a consumat zilele acestea, o rușine trecută cu vederea de presa centrală. Este vorba de alegerea noului primar al Bucureștiului în persoana anonimului Ștefănel Dan Marin. Informația brută arată că PNL și PSD, două partide aflate teoretic în război, au votat împreună în Consiliul General al Primăriei numirea acestui Ștefănel Marin în funcția de primar general interimar în locul penalului Sorin Oprescu. Cum a fost posibil așa ceva în condițiile în care Partidul Național Liberal avea suficiente voturi pentru a putea impune un liberal în cea mai importantă primărie din România? Șocant este că acest Ștefănel Marin, noul primar al capitalei, era până acum două săptămâni un simplu consilier UNPR, fost membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu. Explicația numirii lui este simplă, PNL și PSD au făcut un blat politic ordinar, la fel ca în fotbal, în beneficiul UNPR-ului condus de Gabriel Oprea. Cine este însă acest anonim Ștefănel Marin, cel care gestionează de acum 1 miliard de euro, cât reprezintă bugetul primăriei capitalei? Ce-l recomandă pentru această importantă funcție? Ce am descoperit aici la dosar de politician despre noul primar este de-a dreptul șocant. Ștefănel Marin a terminat Facultatea de Științe Politice și încă din timpul studenției s-a privatizat. Noul primar general a declarat că s-a ocupat de amenajări interioare, a pus greție și faianță, a montat parchet și aparate de aer condiționat prin intermediul firmuiței sale, a lucrat și pentru firmele sale, dar și pentru un SRL deținut de fratele său, care se ocupă tot de construcții civile. Oficial, primarul general al Bucureștiului susține că profesia sa este, de atenție, analist politic, dar că nu a practicat-o niciodată. Ștefănel Marin a intrat în politică în 2012, când a fost ales consilier general la București pe listele Partidului Poporului Dan Diaconescu. Surse politice spun că Ștefănel Marin a fost introdus la PPDD de către primarul sectorului 5, Marian Vanghelie. Practic, Vanghelie și-a pus un consilier pe lista PPDD în baza prieteniei cu Dan Diaconescu, fostul patron OTV aflat acum în pușcărie. Este de notorietate că în 2012, la alegerile locale și parlamentare, PPDD-ul a vândut la bucată locurile în consiliile locale și parlament, cu i-a plătit mai mult. Tot în 2012, la alegerile generale, Ștefănel Marin a candidat pentru o poziție de deputat într-un colegiu din județul Galați, dar nu a fost ales. Actualul primar general al Bucureștiului este originar din Teleorman, iar în anul 2003 și-a înființat o societate denumită General Service SRL, cu sediu la Turnu Măgurele. Ștefănel a radiat firma din Teleorman. În 2007 a înființat la București compania de amenajări interioare Marvel Solution SRL, a cărui cifră de afaceri este de 3.800 de lei, adică 800 de euro. O mare realizare ca manager. Practic, în acest moment, firma primarului este lipsită de activitate. Pentru că nu se descurca cu banii, în 2012, actualul primar general al capitalei era angajat la compania Carrion Invest SRL, deținută de fratele său. Primarul Bucureștiului câștiga atunci 1.000 de lei pe lună de la firma fratelui. După cum ușor se observă, omul care trebuie să rezolve marile probleme de la primăria Bucureștiului este un ins mediocru din punct de vedere profesional, în comparație chiar cu responsabilitatea funcției. Pe deosebire de Ștefănel, șpăgarul Sorin Oprescu era un manager extraordinar, chiar dacă nici doctorul nu se pricepea prea bine la administrație. A se vedea exemplul autostrăzii zburătoare. În fine, pentru că noul primar al Bucureștiului nu se pricepea la afaceri și avea nevoie de un loc de muncă, s-a angajat evident la stat în funcția de șef serviciu administrativ al regiei de termoficare al Bucureștiului, RADET, o regie aflată în subordinea primăriei generale. Ștefănel Marin era simultan atât consilier general, cât și angajat la RADET. Adică, în calitate de consilier general, vota bugetul RADET și lua decizii legate de regie, iar în paralel primea și bani de la RADET. O situație care miroase puțin a conflict de interese sau incompatibilitate. Acum însă Ștefănel, omul care punea greșe și faianță plus aparate de aer condiționat, a fost promovat să gestioneze calitatea vieții a peste 3 milioane de bucureșteni. În aceste condiții, la care se adaugă și multe dosare penale ce vizează primăria capitalei, n-ar fi de mirare că primăria Bucureștiului să dea pur și simplu faliment din motive de incompetență. Partidul Liberal dovedește încă o dată că știe să facă o altfel de politică, așa cum i-a învățat Klaus Iohannis, adică politica datului din gură aiurea.